Organizația Mondială a Sănătății a atras de curând atenția că alimentația sănătoasă poate fi și ieftină. În opinia specialiștilor, o familie de români cu 4 membri poate cheltui 19 lei pe zi pentru hrană. Din meniul care poate fi considerat de austeritate, fac parte pâinea, ficatul, telemeaua, cartofii, ceapa, morcovii și țelina. În fapt, acestea sunt alimentele pe care trebuie să le găsim în meniul zilnic. Dacă folosești aceste alimente în anumite cantități, poți să îți asiguri în ziua respectivă aspectul necesar de nutrienți. Poți să faci o combinație în acest preț. Repet, prețul este minimal, susține Victor Olsavski, șeful biroului Organizației Mondiale a Sănătății în România. Specialiștii susțin și că ceapa, morcovii și cartofii, adică toate rădăcinoasele, oferă cea mai bună rație de nutrienți. Sfaturile Organizației Mondiale a Sănătății ar putea atrage și risipa. Statisticile arată că anual aruncăm la gunoi 5 milioane de tone de alimente.